Dumnezeu să primeze în mintea ta. Așa vorbește Domnul. Înțeleptul să nu se laude cu înțelepciunea lui. Cel tare să nu se laude cu tăria lui. Bogatul să nu se laude cu bogăția lui, ci cel ce se laudă să se laude că are pricepere și că mă cunoaște, că știe că eu sunt Domnul care fac milă, judecată și dreptate pe pământ. Căci în acestea găsesc plăcere eu, zice Domnul. Ieremia 9:23-24. Este o mare nefericire să suferi de îndoială cronică, păstrându-ți gândurile îndreptate fără încetare asupra propriului eu. Dacă privești spre sine, dacă euul este tema gândirii și a conversației tale, nu te poți aștepta să ajungi asemenea chipului lui Hristos. Nu euul este mântuitorul tău. Tu nu deții însușiri răscumpărătoare în tine însuți. Euul este un vas prea fragil pentru a purta credința ta. Vasul acesta se va scufunda într-un mod atât de sigur, pe cât de sigură este încrederea pe care i-ai acordat-o. Singura cale de a fi în siguranță este aceea de a te îmbarca pe corabia vieții. Iisus este capitanul ei și nu a pierdut niciodată un pasager.